Caz dramatic în Dancu, unde un tânăr de 21 de ani a fost găsit de părinți spânzurat în casă. Familia a fost alertată de un mesaj pe care tânărul l-a lăsat unui grup de prieteni. Băiatul a fost găsit la 15 minute după ce a decis să recurgă la acest gest extrem. Tânărul mai are acum o șansă de supraviețuire după ce familia și polițiștii ajunși la fața locului i-au efectuat manevre de resuscitare imediat după ce a fost descoperit. Manevrele de resuscitare la momentul ajungerii echipajului cu medic erau începute în mod corect de către familie și poliție. Aceasta a dat o șansă de revenire a circulației și respirației, însă pacientul a rămas în comă post-resuscitare. A fost evaluat în unitatea primire urgențe, starea lui era gravă, intubat, ventilat mecanic, a fost transferat la spitalul neurochirurgie pentru starea lui de comă post-resuscitare. E foarte important câte minute a durat asfixia, cât de grav a fost hipoxia, pentru a putea evalua dacă acest pacient își va reveni din punct de vedere neurologic sau nu, prognostic rezervat.